Evanghelia care se citește la acest praznic nu are în mod direct legătură cu Maica Domnului. Este și ușor de înțeles. Tainica Fecioară este extrem de discretă în scrierile Noului Testament. În afară de momentul Bunei Vestiri, când ea înalță un imn de slavă lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară este menționată puțin și spune puțin. În ciuda acestei sărăcii marianice a scripturilor, tradiția bisericii prin slujbele ei este extrem de bogată. Evanghelia liturghiilor de la sărbătorile mari închinate Maicii Domnului este aceeași, tematizând virtutea alegerii bune în viață. Este vorba despre episodul venirii Domnului în casa Martei și a Mariei, surorile lui Lazar, unde el a predicat îndelungat, timp în care Maria a uitat de toate și s-a așezat să asculte cuvintele lui Isus. La această atitudine, după o vreme a protestat Marta, care rămăsese singură să facă de mâncare pentru oaspeți, să aranjeze totul pentru ca nimeni să nu se simtă neospătat. Domnul însă nu o ceartă pe Maria pentru că nu și-a făcut treaba, ba din contra, îi spune Martei că se îngrijește pentru multe, iar partea cea bună este cea a Mariei, care ascultă cuvântul mântuirii. Ne întrebăm ce s-a întâmplat după ce Domnul a apărat-o pe Maria în fața Martei. Probabil că Maria a rămas și mai departe acolo unde era, ascultându-i cuvintele. Dar Marta a lăsat ea oare oalele să dea în foc și s-a așezat și ea în apropierea celorlalți ascultători sau poate s-a întors la ale sale? Este de remarcat faptul că Maria stătea la picioarele lui Isus, care avea 33 de ani, în timp ce ea, o femeie, potrivit obiceiurilor rabinice ale vremii, nu avea ce căuta la asemenea întâlniri. Probabil mai discutau acolo și pasaje biblice și le interpretau, dar oricum comportamentul ei era nepotrivit la acele vremi pentru o femeie. Poate că Marta a apostrofat-o indirect pe Maria, nu pentru că nu o ajută, ci pentru că se comportă cum nu se cuvine, că provoacă scandal. Dar este un timp pentru a-ți ajuta aproapele și un timp pentru a asculta, conchide Hristos, toate la timpul lor. În interpretarea acestei întâmplări, nu este de reținut neapărat o judecată de valoare în binomul Marta-Maria, în sensul că una e bună și alta e rea. Mai degrabă, trebuie să ne intereseze alegerea momentului propice pentru a face ceva. Când Iuda a spus că femeia desfrânată a cheltuit degeaba mirul ungându-l pe Domnul în loc să facă milostenie la săraci, Iisus i-a replicat că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Este de urmărit în același fel și episodul învierii lui Lazar după 4 zile. Deși Hristos putea să vină la timp ca să îl vindece, el nu a intervenit pentru că nu sosise încă timpul său. Dumnezeu gândește altfel decât o face omul grăbit. Favorizează pe fiul risipitor în detrimentul fiului ascultător rămas acasă. Favorizează pe vameșul smerit și nu pe fariseul care urmează fidel legea. Consideră că banul văduvei e mai valoros decât toată averea bogatului. Tot la fel, fratele ascultător are parte și el de mântuire, deși una lipsită de gloria romanticului fiu risipitor întors acasă în haine peticite. Ce concluzie putem trage din toate acestea? Nu a face legea e mereu cel mai bine, nici a face judecăți stricte de valoare, ci toate la timpul lor și cu rostul lor. Dumnezeu ne așteaptă pe toți, fiindcă ne iubește pe toți în mod egal. Ne permite uneori să o luăm și pe căi greșite în mod pedagogic pentru a ajunge la adevărul său din dragoste și nu din silă. Nu ne lasă o singură cale, ci mai multe, chiar dacă nu de același rang și demne de aceeași cinste. Partea a doua a textului Evangheliei, care nu are direct legătură cu această povestire despre surorile lui Lazar, este exclamația unei femei din popor. Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii la care ai supt. Așadar, ea o fericește pe Maica Domnului pentru că a născut pe cel care spune asemenea cuvinte dumnezeiești și săvârșește atâtea minuni. Domnul îi confirmă femeii fericirea iubitei maici, pe care noi o cinstim cu dragoste la mai multe praznice mari de peste an. Dar mai spune mai departe, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc.
Înțelegem că fiecare putem să obținem fericirea cerească, nu doar fiind rude ale Domnului, sau născând fii și fiice care să ne bucure cu virtuțile lor. Cei care ascultă cuvântul și îl păzesc sunt și ei fericiți, așa cum era Maria, sora lui Lazar și a Martei, lăsând toate treburile care se cădeau la acel moment și ascultând. Înaintea cuvântului lui Dumnezeu, toate regulile devin secundare. Așa se întâmplă și cu Maica Domnului, fiind fericită de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, culminând cu primirea lui în pântecele ei fecioresc, nu are nevoie să spună ceva, să facă ceva care să rămână consemnat în istorie sau chiar mai mult în Cartea Vieții, Sfânta Scriptură. Pentru că fericirea vine de la Dumnezeu și abia indirect din porunci, legi sau reguli.